FCSB îl trimite pe Tănase în China, iar Becali anunță că îl ia pe Omrani de la CFR. Îi dau 400.000 de euro ca să semneze cu noi, anunță patronul FCSB. Omrani a jucat 5 ani la Marseille înainte să vină în România. Tănase arată transferul la Arab, dar își face bagajele pentru China, unde a ajuns și Stanciu. Dacă îi vând pe Tănase, imediat îi dau lui Omrani 3-4.000, nu știu, la semnătură și gata. O să-i dau cât vrea și o să-l iau, o să semnez cu Omrani. Atacantul francez a cucerit 4 titluri la rând cu CFR. Becali îl ia gratis pentru că în vară își termină contractul la Cluj. Omrani îi va lua locul lui Keșeru, pe care Becali nu-l mai vrea la FCSB. E un jucător cu experiență și trebuie să înțeleagă ce zice patronul. E patronul echipei, nu pot să vorbesc eu sau să-i zic, bă, stai. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.